O nouă competiție K1 la Chișinău. Unii din cei mai buni luptători din Moldova vor participa la turneul K1 World Grand Prix 2013, care face parte din calendarul K1 World Qualifying Tour. Competiția va avea loc la 30 martie la Chișinău. Moldova. Manijerina. 30th of March. For the first time, FIA presents K1 World Grand Prix 2013. A fost încheiat un acord între cele mai câteva puternici companii de promotor, companii în lupte. La data de 30 martie vom avea o surpriză pentru amatorii artelor marțiale și mai ales a K1-ului, nu numai din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, deoarece în premieră, în K1, va fi pus în joc centura în 85 de kilograme. Așa ceva n-a mai fost și în premieră va fi la Chișinău Grand Prix a lumii. La acest Grand Prix vor mai fi câteva lucruri de calificare pentru finala greilor de anul 2013 și finala K1 Max 16. Semifinala K1 Max anul acesta va avea loc ori la New York, ori va avea loc chiar și în Tokyo. Sau unii este Kishenka, unii este Petrosea. La gala de la Chișinău vor mai fi mai multe super lupte la care vor participa mai mulți luptători moldoveni. Va fi un show de zile mari. E clar că primele sunt mai valoroase, deoarece trecem la alt nivel. Aici sunt niște secrete comerciale, dar pentru spectatori va fi un show mare, va fi traslare directă în multe țări. Vine oaste de onoare, vine Errol Zimmerman, care l-a bătut și pe Moroșanu, care a avut lupte puternice și cu Badr Harris, cu toți s-a bătut, e destul de puternic și bravo. Va fi Kim, stăpânul deținătorului brandului K1, va veni oaste fie. În tabloul principal al K1 World Grand Prix 2013, la categoria de 85 de kg, vor lupta doi reprezentanți din Moldova, Constantin Țuțu și Victor Curtiș. Aceștia se vor duela cu Midema din Olanda, Allen din Marea Britanie, Paciuschi din Polonia, Kazimirov din Azerbaijan, Rolo din Spania și Stebuliauskas din Lituania. Într-un meci rezervă se vor duela luptători din Ucraina și Lituania. Pe lângă tabloul principal vor avea loc și calificări. La K1 Max Final 16, moldovenii Cristian Dorel și Vitalie Matei vor lupta între ei la categoria de 71 de kg. La categoria grea va lupta Sergei Lashenko. La Open Fight, Alexandru Col va lupta cu Denisa Păvăloaie. În super dueluri vor lupta Igor Frunze la categoria de 63 de kg și Maxim Bolotov la categoria de plus 91 de kg. K1 World Grand Prix 2013 va avea loc la 30 martie la Chișinău.